m-am gândit că cu asemenea vreme este potrivit să avem o meditație de Crăciun, să o numim așa, da? Și să începem, să o luăm înaintea celor care sunt mari promotori ai Crăciunului. Din păcate n-am găsit absolut nimic în Biblie despre Crăciun. Etimologia cuvântului Crăciun este interesantă. Cercetătorii sunt împărțiți la explicațiile care se dau pentru acest cuvânt. Până la urmă, fiecare limbă și fiecare popor are o istorie lingvistică, o istorie sociologică, o istorie culturală a ei și poporul nostru este un popor complex, cu o istorie complexă și câteodată este greu să știi de unde provine un obicei, un cuvânt. Sunt diverse explicații date de unde noi avem obiceiul și cuvântul Crăciun. De exemplu, în engleză, Christmas, da? Christ Mass, masa lui Hristos, da? Este o sărbătoare a lui Hristos. Dar în română ar fi diverse variații de explicații. De exemplu, unii zic că vine de la cuvântul latin calatio, care era o chemare făcută pe vremea dacilor și a romanilor de preoții păgâni care îi chemau pe oameni la sărbătorile care trebuiau sărbătorite în acea lună și pe întâia zi acea lună se făcea această chemare, acest calatio. Și cea mai importantă fiind pe 1 ianuarie se făcea această chemare la sărbătorile păgâne și cei care au ajuns la credința creștină au răspuns instaurând Crăciunul și zicând cea mai mare sărbătoare este nașterea Domnului Iisus Hristos și în primele incidente ale Crăciunului se ținea în primele zile, în primele zile a lunii ianuarie. Alții zic că vine de la cuvântul latin creatio, de la creație și că ar veni de la faptul că s-a înțeles de unii în popor că este ziua în care sărbătorim creația Domnului nostru Iisus Hristos. Acum pe noi ne-ar face foarte incomod să spunem așa, datorită ereziei ariene, dar posibil că ei în ignoranță de conotațiile acestea au sărbătorit. Alții zic că vine de la sărbătoarea păgână slavică, Cracon, și de acolo avem Crăciun. Și cred că până la urmă toate aceste explicații sunt într-un fel valide și ne explică puțin din istoria poporului nostru și limbii noastre cum a ajuns ca și popor să sărbătorim Crăciunul. Acum, aspectul cultural, social este unul și este bine ca să-l cunoaștem, aspectul biblic este altul și este mai bine să îl cunoaștem. Biblia nu vorbește despre Crăciun, dar Biblia vorbește foarte mult despre întrupare. Și în această dimineață vrem să ne uităm un pic la problema întrupării, mai bine spus, la binecuvântarea, la harul întrupării. Și este interesant că problema întrupării sau evenimentul acesta întrupării chiar este în Epistola către Galateni legată de problema sărbătorilor, legată de problema obiceiilor, ceea ce ne ajută pe noi ca să înțelegem cum ar trebui să ne relaționăm la această problemă. Dar mai mult decât problema sărbătorilor, vrem ca să ne uităm la această mare binecuvântare care este întruparea. Și o să ne uităm la câteva valențe, la câteva aspecte în această dimineață a întrupării Domnului Iisus Hristos, care Apostolul Pavel le subliniază pentru cei din Galatia, în acest context care toți îl cunoaștem foarte bine și o să-l mai subliniem, a acestei controverse care s-a născut în bisericile galatenilor. În primul rând, Apostolul Pavel subliniază pentru noi planul întrupării. Planul întrupării. Întruparea a fost ceva planificat și a fost ceva planificat de Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că la împlinirea vremii, dar la împlinirea vremii, Dumnezeu și-a trimis fiul născut din femeie. Primul lucru care vedem despre întruparea Domnului Iisus Hristos este că este planificată de Dumnezeu. Dumnezeu este cel care este arhitectul acestui eveniment. Proiectantul acestui eveniment este Dumnezeu. Dacă
facem o comasare sau o rearanjare a acestei propoziții, dar la împlinirea vremii Dumnezeu, vedem că avem din nou o sintagmă foarte des folosită de Apostolul Pavel, dar Dumnezeu. Apostolul Pavel vrea să sublinieze faptul că Dumnezeu este Cel care face această lucrare. Dar Dumnezeu este axa pe care se învârte istoria răscumpărării. Este axa pe care se învârte istoria umanității. De aceea și în Efeseni 2 și în alte locuri unde vedem că Apostolul Pavel subliniază planul lui Dumnezeu de mântuire, vedem această axă, această balama pe care se mișcă ușa istoriei. Lucrurile arată într-un fel, se mișcă într-un fel, dar Dumnezeu este Cel care, de fapt, le mișcă. Dumnezeu este Cel care a planificat totul. Dumnezeu este Cel care inițiază istoria. Așa de mult se vorbește despre istorie și evenimente și ce determină evenimentele, dar până la urmă trebuie ca să ținem minte că Dumnezeu este Cel care a determinat ca să fie eveniment. Dumnezeu nu era obligat ca să creeze timp, spațiu, planeta aceasta, oameni. Dumnezeu este Cel care a inițiat istoria, da? El a creat istoria, a creionat istoria. Dumnezeu este Cel care a planificat toate vremurile, care a planificat istoria. În momentul în care Dumnezeu a hotărât, a luat decizia să creeze omenirea, să creeze existența, a știut exact ce va crea și a știut exact ce se va întâmpla cu ceea ce a creat. Dar El putea să le știe în alt fel, să fim foarte limpede despre aceasta. Dacă Dumnezeu vroia ca lucrurile să se întâmple altfel, de la cele mai mari, la cele mai banale, pur și simplu putea să le știe în alt fel. Da? Am mai folosit exemplul acesta, îl folosesc pentru că este foarte plastic, precum un pictor care stă în fața unei pânze albe, poate ști ce vrea el să fie pe acea pânză și aceasta va fi. Doar că, în cazul Dumnezeu, uneltele cu care pictează nu sunt doar lucruri neanimate, sunt și agenți liberi precum noi, dar și agenții aceștia liberi, până la urmă, pictează exact ceea ce marele pictor a știut, a hotărât în momentul în care a decis ca să creeze acest univers. Da? Și nu numai că el planifică și știe toate vremurile, dar Dumnezeu este Cel care împlinește vremurile, împlinește în providența sa, în sensul că se îngrijește de tot ceea ce se întâmplă. Biblia ne spune că nici măcar o pasăre nu cade din cer, nici măcar un fir de al nostru nu cade la pământ, fără știința și fără acordul Tatălui nostru. Dar, de asemenea, prin intervenția Lui în evenimente. Da? Vedem în acest caz că avem o intervenție extraordinară, majoră a Lui Dumnezeu, pentru că la împlinirea vremii stabilite de Dumnezeu, după planul alcătuit de Dumnezeu, Dumnezeu face ceva, intervine în istorie și și-a trimis Fiul. Este mai mult decât providențial aici. Nu pur și simplu un copil s-a născut în mod providențial că Dumnezeu a aranjat lucrurile în așa fel încât Iosif și Maria să se cunoască și să aibă un copil. Nu! Într-un mod extraordinar în care Iosif n-a cunoscut-o pe Maria, în care a fost nevoie de o intervenție supranaturală a Duhului Sfânt, Dumnezeu și-a trimis Fiul etern, ca să ia forma, să ia natura unui copilaș prin Fecioara Maria. Dumnezeu și-a trimis Fiul la timpul potrivit, născut din femeie. Avem un plan perfect de răscumpărare. Un plan care am văzut în primul rând că are pe proiectant pe Dumnezeu. Avem un proiectant perfect. Avem o perioadă perfectă la împlinirea vremii, o perioadă perfectă din punct de vedere istoric, o perioadă perfectă din punct de vedere profetic, când s-au împlinit profețiile care trebuiau să se împlinească, când Dumnezeu a hotărât că scena istorică este cea potrivită, atunci și-a trimis Fiul și a fost extrem de potrivit. A fost extrem de potrivit din multe puncte de vedere. Simplu fapt că Imperiul Roman era în control la acel moment este un aspect extraordinar. Avem o limbă, o lingua franca, o limbă care se vehicula peste tot, limba grecească. Avem un imperiu care dădea stabilitate, care construia infrastructură. Romanii construiau drumuri, nu ca și românii. Romanii construiau autostrăzi.
bucățică cu bucățică, cărămidă cu cărămidă, ca să-și mute armatele, forțele dintr-o parte a Imperiului în alta. De aceea, în momentul în care creștinismul începe să răspândească, explodează prin Imperiul Roman. Toate circumstanțele sunt aliniate providențial de Dumnezeu pentru ca la momentul potrivit Dumnezeu să intervină în istorie și să-și trimită Fiul Său născut din femeie. Și în al treilea rând avem persoana perfectă. Da? Avem arhitectul, proiectantul perfect, avem perioada, timpul perfect ca să se întâmple acest eveniment și avem persoana perfectă necesară pentru acest plan de răscumpărare. Apostolul Pavel subliniază această persoană perfectă și ne arată cele două aspecte esențiale. În primul rând, faptul că și-a trimis Fiul ne subliniază natura sa divină. A trimis pe Fiul lui Dumnezeu, cineva care era cu Dumnezeu. Și în alte părți și peste tot Scriptura ne arată că acest Fiu este etern, acest Fiu este Dumnezeu. N-a trimis un înger, n-a trimis un om oarecare, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Și aceasta subliniază pentru noi natura divină și știm foarte bine că divinitatea Domnului Iisus Hristos este necesară pentru mântuirea noastră. Și în al doilea rând, se subliniază pentru noi natura umană. Acest Fiu etern este trimis de Dumnezeu și este născut din femeie. Vehiculul prin care Fiul ajunge în lume nu este întâmplător. Era nevoie ca Mântuitorul nostru să fie Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu întrupat în persoana Domnului Iisus Hristos. Deci avem proiectantul perfect, avem perioada perfectă și avem persoana perfectă pentru a îndeplini acest plan perfect de răscumpărare. În al doilea rând, Apostolul Pavel subliniază pentru noi nu doar acest plan perfect de răscumpărare, care se întâmplă prin întrupare, ci puterea întrupării. Întruparea este deosebit de importantă și deosebit de puternică. Apostolul Pavel subliniază pentru noi puterea întrupării în contrast cu povara legii, cu robia legii sub care se afla poporul Israel, sub care se află fiecare om, până la urmă, indiferent dacă face parte din poporul Israel sau nu. În primele trei versete, Apostolul Pavel apasă cu această povară și arată care este povara și puterea legii. Vreau să vă spun că atât timp cât moștenitorul este copil, nu este diferit de un sclav, cu toate că el este proprietarul tuturor lucrurilor, ci el se află sub îngrijirea tutorilor și administratorilor până la timpul desemnat de tatăl său. Astfel și noi. Despre cine vorbește aici? Vorbește despre cei care se aflau în poporul Israel, care erau cei care făceau parte din planul lui Dumnezeu și totuși se aflau încă sub lege pentru că încă n-a venit timpul eliberării. Astfel și noi, când eram copii, eram sub sclavia principiilor lumii. Apostolul Pavel spune foarte clar, atunci când te afli sub lege, deși legea este bună, ea este o povoară, ea este o sclavie pentru tine. Și aceasta este rolul ei. Rolul ei este să fie o povoară așa de mare, o robie așa de puternică, încât să te îndrume spre Mântuitor, încât să te îndrume spre Hristos. Legea are cel puțin aceste două folosuri. Una este ca să-ți arate că mântuirea prin lege este imposibilă, să-ți arate care sunt datoriile tale și să zici, n-am cum să păstrez această lege. N-am cum să fiu desăvârșit în ea. Trebuie să fie o altă soluție. Legea trebuie să te îndrume spre acea altă soluție, spre Hristos. Și legea trebuie ca să fie un ghid moral, să-ți arate caracterul lui Dumnezeu după care trebuie ca să trăiești. Legea este în acest fel un tutor, un administrator care trebuie ca să te gestioneze pe tine ca și om. Dar în această stare, sub lege, Apostolul Pavel spune, deși faci parte din planul lui Dumnezeu, deși ești copil, ești ca și un sclav. Ești în robie. Este în contrast cu această stare, cu această povoară a legii, unde ni se arată puterea
întrupării. Puterea întrupării constă în faptul că îl aduce pe Domnul Iisus Hristos pe scena umanității, pe istoria umanității, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Dumnezeul adevărat și îl aduce în o postură perfectă, în postura necesară pentru mântuirea noastră, în postura necesară pentru răscumpărarea noastră. Apostolul Pavel ne spune că acest Fiu, acest Dumnezeu care a venit în lume, s-a născut din femeie și s-a născut sub lege. Și lucrul acesta nu este un detaliu aleatoriu, lucrul acesta este deosebit de important pentru planul lui Dumnezeu. Pentru că legea nu este un stăpân străin care poate fi abolit. Nu suntem înrobiți de un stăpân străin care pur și simplu poate fi anulat. Legea este, de fapt, caracterul divin, care cere dreptatea lui Dumnezeu de la oameni. Legea este porunca Creatorului față de creatura sa. Ca să anulezi legea, ca să scapi de sub robia legii, înseamnă ca să-L abolești pe Dumnezeu. Înseamnă să cauți să-L anulezi pe Dumnezeu. Nu poți să eliberezi pe sclavul legii. Nu poți să scapi de stăpân pentru că stăpânul este Dumnezeu. Nu poți să scapi nici măcar de lege pentru că legea este bună. Legea este divină, este perfectă. Noi suntem cei care suntem răi. Problema nu este cu legea. Legea nu poate fi abolită. Legea trebuie, ne spune Hristos, împlinită. De aceea, Domnul Iisus Hristos ne spune, Matei 5:17, de exemplu, vorbind cu iudeii, cu fariseii, să nu credeți că am venit să anulez legea. Era acuzat de iudei că el a venit ca să anuleze legea. Să nu credeți că am venit să anulez legea sau profeții. Nu am venit ca să o anulez, ci am venit ca să o împlinesc. Legea nu poate fi anulată. Legea poate fi și trebuie să fie împlinită. Cum? Cum se poate rezolva această problemă a legii? Domnul Iisus spune, de exemplu, în Matei 5:17, unde tocmai am văzut că el nu caută să anuleze legea, ci să împlinească legea, le spune cum. Eu am venit ca să fac această lucrare de împlinire. Dar nu oricum. N-a venit oricum ca să o împlinească. A venit într-o postură potrivită, într-o postură necesară ca să o împlinească. Dar, spune Apostolul Pavel, la împlinirea vremii, Dumnezeu și-a trimis Fiul născut din femeie, născut sub lege. Adică, divin, Dumnezeu și-a trimis Fiul, în al doilea rând uman, născut din femeie și în al treilea rând născut sub lege. Avem omul perfect, cel care are natură divină și natură umană, totuși născut sub lege, sub povara legii. De ce? Ca să împlinească legea într-un mod desăvârșit. Apostolul Pavel în Filipeni 2, de la versetul 5-8, descrie această realitate. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, măcar că era în chipul lui Dumnezeu, era, în alte lucruri, în tipărirea lui Dumnezeu. Era în tipărirea lui Dumnezeu. Totuși n-a crezut că un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Stăpânul legii, creatorul legii, s-a făcut rob. Pentru că puterea întrupării nu constă în puterea de a anula legea, de a fi deasupra legii, ci în posibilitatea de a împlini legea prin întrupare, punându-se pe sine sub lege. El a împlinit legea. În slăbiciunea noastră, datorită păcatului, noi nu putem împlini legea perfectă a lui Dumnezeu. Noi nu putem să nu împlinim legea. Imposibilitatea noastră nu este datorită naturii noastre umane. Iată când păcătuim, spunem, păi acum, frate, na, suntem și noi oameni. Problema nu e că suntem oameni, da? Problema e că suntem păcătoși.
Problema e că firea noastră este păcătoasă. Problema nu este că suntem oameni, ci nu suntem oamenii care ar trebui să fim. Pentru că și Hristos a fost om. Și în aceeași natură omenească, El s-a făcut ascultător în toate privințele. Și ascultător până la moarte. Dacă stați să vă gândiți, Hristos a fost ascultător dincolo de lege. Legea nu cere crucificarea unui om nevinovat. Și totuși El a fost ascultător de Tatăl Său până la moarte. Stăpânul legii se face rob pentru ca să se pună în această postură în care să se afle sub lege, fiind persoana perfectă, omul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos, divin și uman, o singură persoană, două naturi, sub lege, împlinind legea perfect. Pentru că în slăbiciunea noastră, în păcatul nostru, noi nu putem să împlinim legea, dar Hristos, ne spune Scriptura, a devenit asemenea celor slabi, de aceeași natură umană cu noi, dar fără păcat, ne spune autorul către evrei, pentru ca să împlinească El ce noi n-am putea împlini. Pentru ca să asculte El într-un mod desăvârșit ceea ce noi n-am putea și nu vom putea vreodată pe acest pământ. Puterea întrupării constă în această realitate. În planul lui Dumnezeu, ia pe persoana perfectă Domnului Iisus Hristos și îl pune în postura necesară de rob, sub asuprirea legii, ca El să asculte până la moarte. Cu ce scop? Care este scopul întrupării? Apostolul Pavel ne indică scopul întrupării prin această sintagmă, ca să, da, un cuvânt de legătură, o sintagmă de legătură care ne spune care este scopul lui Dumnezeu prin minunea aceasta a întrupării, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege. Asta este scopul lui Dumnezeu. Îl ia pe persoana perfectă, pe Fiul Etern, îl trimite ca El să fie întrupat, născut prin femeie, să se afle sub lege, să împlinească toată legea, cu ce scop? Ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege. Răscumpărarea este eliberarea noastră de sub lege. Legea care este bună, condamnă și face robi pe cei ce nu sunt buni, pe noi. Am putea spune pe noi care suntem nebuni, da? Legea care este bună, condamnă pe noi care suntem nebuni. Ce este mai nebun decât să te împotrivești legii lui Dumnezeu? Dar a venit Cel ce este perfect, Cel ce este desăvârșit, Cel ce este de o natură, de o esență, de o sfințenie, pentru că este Dumnezeu și s-a pus sub lege. A luat povara legii asupra Lui. A împlinit legea ca să ne răscumpere pe noi de sub lege. El a intrat sub lege ca noi să fim scoși de sub povara legii. Și nu numai. Scopul nu este doar ca să ne dea eliberare, răscumpărare, dar Apostolul Pavel continuă și spune, pentru ca noi să primim înfierea. Răscumpărarea este un aspect. Înfierea este totalitatea scopului Domnului Iisus Hristos și al lui Dumnezeu. Dar scopul, trebuie înțeles, este mult mai măreț decât eliberare. Este înfierea totală. Tabloul este mult mai extraordinar decât faptul că am fost scăpați de sub povara legii, decât faptul că am fost eliberați. Imaginați-vă, noi suntem captivi, suntem în robie, suntem sclavi, condamnați de lege, înlănțuiți de firea noastră păcătoasă, incapabil ca să ne ridicăm la standardele lui Dumnezeu, închiși în celulele noastre, așteptând ziua judecății și știind verdictul. Oricare dintre noi știm verdictul. Apostolul Pavel ne spune asta în roman, pentru că spune că atunci când noi judecăm pe alții, de fapt ne judecăm pe noi. Noi care spunem, n-ar trebui să faci aia, facem. Noi spunem altora, n-ar fi trebuit să minți și am mințit, n-ar fi trebuit să fur și am furat, n-ar fi trebuit să te mâni și ne-am mâniat. Fiecare dintre noi cunoaște care este dreptatea lui Dumnezeu și suntem găsiți nedrepți. După orice standard, după propriul standard, suntem nedrepți.
Și noi care suntem sclavi, închiși în lanțurile păcatului, sub condamnarea legii, ca și în filmele acelea în care vin soldații, comando americani și eliberează, da? Și toată lumea sare de bucurie că sunt liberi acum. Nu mai sunt asupriți, nu mai sunt închiși. Dar tabloul este mult mai minunat decât o simplă eliberare. Nu doar că ne eliberează din pușcăria noastră, din robia noastră și ne trimite în drumul nostru, dar ne și așează la masa Lui, în casa Lui și ne declară copiii Lui. Priviți taina răscumpărării. Hristos cel Divin a luat asupra Lui carne, a luat natura umană, pentru ca noi să fim răscumpărați și să primim înfierea. Înfierea care este mai mult decât un statut legal. Aceea este înfierea, până la urmă, omenește vorbind. Mă duc la judecător și zic, copilul acesta, da, uite, Ana. Ana, care nu-i copilul nostru, de mâine, printr-un act de judecătorie, devine copilul nostru. Și legal este copilul nostru. Din momentul acela, în fața judecătorului și în fața societății și în fața lumii, noi avem toate responsabilitățile și drepturile față de acel copil. Dar înfierea este mai mult decât un statut legal. Înfierea este a intra în părtășie reală cu Dumnezeu. Nu este doar avea un document care spune că ești copilul lui Dumnezeu, ci avea o reală relație ca și părinte și copil. Cum? Iar pentru că voi, spune Apostolul Pavel, iar pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre. Duh care strigă Abba, adică Tatăl. Vedeți cum se realizează această înfiere dincolo de aspectul legal, turnând în noi Duhul lui Dumnezeu. Și aici îl numește Duhul Fiului Său. Duhul Fiului Său. Avem toată Trinitatea, toată Sfânta Trăime prezentă aici. Tatăl, Dumnezeu Tatăl, care a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre. Și ele strigă Abba. De ce strigă Abba? Pentru că nu avem doar o declarație de înfiere, ci avem o relație de înfiere. Dar n-ar fi tot una dacă mergem la un judecător cu un copil, mergem la un orfelinat, luăm un copil, mergem la un judecător, judecătorul spune de astăzi ești copilul lui Mihai și lui Anca și după aia îl lăsăm afară în stradă. Important e că ai acte. Dacă te întreabă cineva, ești copilul nostru. Nu! Înfierea este reală când noi ca și părinți ne relaționăm la acel copil, iubim pe acel copil, turnăm dragostea noastră în acel copil încât el spune tata, mama. Asta este înfierea adevărată. El, Hristos, a devenit părtaș umanității ca noi să devenim părtași divinității. El ne-a înfiat, da, prin justificare, prin actul legal, prin care ne-a eliberat, prin care ne-a declarat iertați, dar și prin regenerare, prin actul prin care El ne-a născut din nou, născut din Duhul Său, adus la viață având acum părtășie cu natura divină. Așteptând ziua în care trupurile acestea, care încă sunt infiltrate de natura păcătoasă, vor fi eliberate și glorificate. Înfierea este completă pentru că este declarația legală cât și experimentarea reală a unei relații cu Dumnezeu prin nașterea din nou, prin prezența Duhului Sfânt. Vedeți? Dovada răscumpărării și dovada înfierii este moștenirea, este felul în care Dumnezeu se relaționează la noi și ceea ce ne dă ca și datorită faptului că suntem copiii Lui. Imaginați-vă un fiu, un copil adoptiv, dar care nu este moștenitor. Nu e așa că nu iese de plin fiu? Dacă am adoptat un copil și l-am tratat aproximativ ca și copilul nostru, dar în testamentul nostru ar fi exclus. Casey, Ivy, dar nou înfiat, totuși, tu ești de la urmă. La final,
ce va spune el și toți cei care, măi, n-a fost chiar fiu. N-a fost chiar copil. De ce? Pentru că o relație reală de înfiere înseamnă o moștenire adevărată. Nouă ni s-a dat, ne spune Apostolul Pavel, cu adevărat o înfiere deplină. Și dovada înfierii, dovada că suntem copiii lui Dumnezeu cu adevărat, constă în faptul că am și primit moștenirea. Moștenirea nu este beneficiile ei. Mulți oameni când vor să vorbească despre moștenirea care o avem ca și copii al lui Dumnezeu, vorbesc despre drepturile care le avem, despre binecuvântările care le avem, despre felul în care Dumnezeu ne poartă de grijă. Dar moștenirea este mai mult decât atât. Acestea sunt doar efecte ale moștenirii. Moștenirea, ne spune Apostolul Pavel, este Dumnezeu. El este moștenirea, ceea ce El a împărtășit cu noi datorită faptului că ne-a declarat fii prin jertfa Domnului Iisus Hristos, este El. El s-a împărtășit, El s-a dăruit. Priviți ce zice Apostolul Pavel în acest text. Iar pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre. Duh care strigă Abba, adică Tatăl. Versetul 6. Versetul 7 ne spune acum și priviți paralelul între cele două. Astfel nu mai ești sclav, ci fiu. Iar dacă ești fiu, Dumnezeu te-a făcut și moștenitor. Cum? Este întrebarea. Pe versetul 6 ne-a dat deja răspunsul. Iar pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre. Vedeți paralelul? A fi fiu și a primi moștenirea este paralel cu a fi fiu și a avea Duhul Fiului Său în inima ta. Moștenirea este Duhul Sfânt. Moștenirea este părtășia cu Dumnezeu. Este faptul că El este Tatăl tău. Și faptul că prin Duhul Cel Sfânt El a venit și și-a făcut reședința în inima ta. Binecuvântările care decurg de acolo, inclusiv binecuvântarea glorificării, inclusiv viața veșnică, sunt efecte ale moștenirii. Efecte ale înfierii, efecte ale răscumpărării. Toate acelea decurg din realitatea că Dumnezeu a zis iertat, eliberat și te-a înfiat în familia Lui. Și ți-a și dat, spune Apostolul Pavel în Efeseni, ca și o arvună, ca și o garanție, ți-a și dat moștenirea. Dacă Dumnezeu a dat pentru tine pe Fiul Său, și dacă Dumnezeu ți-a dat ție ca și garanție pe El, ce îți mai poate da? Ce ai mai putea cere decât să primești pe Dumnezeu? Întruparea vine și cu o promisiune pentru noi. Promisiunea întrupării este că Dumnezeu poate fi cunoscut și că poți fi împărtășie cu El datorită întrupării Domnului nostru Iisus Hristos. El care nu poate fi pătruns, a luat asupra lui chip de om ca să putem să-L privim într-o zi față în față. Așa că vă gândiți vreodată la miracolul, minunea faptului că oameni L-au privit pe Dumnezeu față în față. Imaginați-vă, vorbim de același Dumnezeu care atunci în Scripturi, când oamenii vor ca să vadă slava Lui, se spune că dacă ar vedea pe Dumnezeu în toată splendoarea Lui, pur și simplu ar muri. Moise a trebuit să fie protejat de slava Lui Dumnezeu. Și noi Îl vom privi în ochi pe Dumnezeu. Asta se va întâmpla când vom sta față în față cu Domnul Iisus Hristos. Numai că noi de multe ori ne închipim așa de... Noi avem pe Iisus Hristos ăla din desene, din filme. Când vom sta față în față cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vom privi în ochii lui Dumnezeu. El care nu poate fi pătruns, care este dincolo de înțelegerea noastră, a luat chip de om ca să-L putem cunoaște. S-a revelat într-un mod deplin față de
noi. Uitați ce spune Apostolul Pavel. Atunci când voi nu-L cunoșteați pe Dumnezeu, erați sclav celor ce nu sunt Dumnezei. Dar acum, când îl cunoașteți pe Dumnezeu, sau mai degrabă, sunteți cunoscuți de Dumnezeu. Și vedem această realitate, da? Observați cele două sintagme cheie aici. Atunci, descrie starea anterioară, starea naturală a omului, când el nu-L cunoaște pe Dumnezeu și nu este cunoscut de Dumnezeu, nu are o comuniune cu Dumnezeu, nu este într-o relație cu Dumnezeu. Și atunci, în acea stare anterioară, erați sclavi, spune Apostolul Pavel, robi ai celor care nu sunt Dumnezei. Dar acum, spune Apostolul Pavel, acum care descrie starea actuală a omului credincios, aici Pavel, vom vedea imediat, îi critică pe acest credincios, îi critică pentru că ei nu se comportă acum în starea de libertate în Hristos, nu se comportă acum în starea de înfiere, cum ar trebui, se comportă ca și atunci, când erau robi, când erau sclavi și când nu-L cunoșteau pe Hristos. Dar realizați contrastul care îl face Pavel aici între atunci și acum, chiar în starea lor de imaturitate. Atunci nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, acum îl cunosc pe Dumnezeu, ba mai mult, spune Pavel, sunt cunoscuți de Dumnezeu. Atunci erau sclavi, acum nu sunt doar liberi, ci sunt și fii. Cum este posibilă această comutare? Prin minunea întrupării. Asta este promisiunea întrupării. Întruparea face posibilă nu doar cunoașterea lui Dumnezeu, nu doar a ști cine este Dumnezeu, nu doar a cunoaște despre Dumnezeu, ci și relația cu un Dumnezeu sfânt. Pentru noi oamenii care nu suntem sfinți. Promisiunea întrupării pentru tine, cel care azi nu-L cunoști pe Dumnezeu, cel care azi ești străin de Dumnezeu, cel care azi ești sub povara și condamnarea legii lui Dumnezeu, este că prin Iisus Hristos poți nu doar să-L cunoști, ci prin credință în El să fie eliberat de sub povara păcatului, de sub condamnarea legii și să fii fiu, să fii moștenitor, să fii într-o relație reală cu Dumnezeu. Nu se pare un cadou de Crăciun mai minunat decât orice ai putea găsi sub brad? Să ai pe Dumnezeu? Să ai răscumpărare? Să ai eliberare? Să ai părtășie cu El? Ce promisiune fantastică! În final, haideți să ne uităm foarte pe scurt la sărbătorirea întrupării. Cum dacă Apostolul Pavel ar fi vrut în acest pasaj, în această secțiune, în care ați văzut, sper, că punctul focal este întruparea Domnului Iisus Hristos, este lucrarea Domnului Iisus Hristos, lucrarea celui întrupat, dacă ar fi vrut aici să instituie sărbătoarea Crăciunului, ar fi fost un loc perfect. După ce le-a spus, pentru că s-a întrupat, pentru că s-a întrupat, pentru că așa, pentru că așa, ar fi spus, ca atare! De ce vă mai pierdeți timpul cu sărbătorile evreiești? Voi aveți Crăciunul și Sfântul Nicolae și toate astea. Concentrați-vă pe astea. Boboteaza. Nu? Ar fi fost locul perfect. Să le fi zis, lăsați, că ei asta făceau, se duceau la lege, vă vedea, lăsați să le avem noile obiceiuri. În loc să facă asta, el spune altceva. Atunci când voi nu-L cunoșteați pe Dumnezeu, erați sclavi celor ce nu sunt Dumnezei, dar acum când îl cunoașteți pe Dumnezeu, sau mai degrabă sunteți cunoscuți de Dumnezeu, cum de vă întoarceți din nou la cele principii sărace și slabe? Atenție! El vorbește despre lege. El vorbește despre sărbătorile instituite de Dumnezeu și le numește sărace și slabe. Vreți să deveniți din nou sclavii lor? Voi țineți zile, luni, anotimpuri și ani. Mi-e teamă că nu cumva să mă fi ostenit în zadar pentru voi. Și noi am întrebat, Pavel, care este problema cu niște zile, luni, anotimpuri și ani?
Care e problema? Încât să spui, mi-e teamă ca nu cumva să mă fi ostenit în zadar pentru voi. Care era problema galatenilor? Acești credincioși au primit Evanghelia și au fost mântuiți prin credință, prin har, prin Hristos și doar prin asta, da? Au primit vestirea Evangheliei și au fost mântuiți și eliberați prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și s-au bucurat de Hristos pentru o vreme în toată puterea și simplitatea credinței creștine. N-aveau nevoie de niciun artificiu, n-aveau nevoie de absolut nimic, pentru că l-aveau pe Hristos. Și la un moment dat, dacă știți mai încolo și ați auzit în acest text, apostolul Pavel întreabă, unde e fericirea voastră? Erați niște creștini așa de fericiți, niște copii fericiți, pentru că ați primit cel mai mare cadou pe Hristos. Ce s-a întâmplat cu fericirea voastră? A fost eliberați total de sub povara legii, eliberați nu doar de sub condamnarea legii, dar și de sub protecția ei temporară. Eliberați în Hristos, da? Pavel spune, ați văzut, vreau să vă spun că atât timp cât moștenitorul este copil, nu este diferit de un sclav, cu toate că el este proprietar tuturor lucrurilor, ci el se află sub îngrijirea tutorilor și administratorilor. El spune, asta a fost legea. Legea a fost ceva temporar care trebuia ca să protejeze pe copiii lui Dumnezeu în acea perioadă. Și toate ritualurile acestea și tot ceea ce s-a revelat atunci din partea lui Dumnezeu a fost cu un scop de a le da legea morală care trebuia ca să reflecte caracterul lui Dumnezeu, ca ei să fie o lumină în mijlocul neamurilor păgâne și să vadă lumea cum arată oamenii lui Dumnezeu. Și a fost cu scop ritual. Care a fost scopul ritual? Păi două scopuri cel puțin. Unul ca să-i separe de restul lumii, să înțeleagă toată lumea. N-avem nicio treabă cu voi, cu Dumnezeii voștri, cu ritualurile voastre, noi le avem pe astea primite la Dumnezeu. Și ca să-i îndrume spre Hristos. Cortul întâlnirii, jertfele, tot era cu scop de a-i duce spre Hristos. Și apostolul Pavel spune, imediat după ce descrie starea aceasta de copil, de sclav, care se află sub îngrijirea legii, țineți cont, Pavel spune că cei care se află sub îngrijirea legii sunt sclavi. Imediat după aceasta ne vorbește despre eliberarea care vine prin Hristos. Dar la împlinirea vremii, Dumnezeu și-a trimis Fiul născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim înfierea. Și începem să vedem problema. Dumnezeu, în trecut, a instaurat niște practici, niște ritualuri, niște zile, niște sărbători, ca să fie un îngrijitor, un îndrumător până la venirea lui Hristos. Iar la venirea lui Hristos, toate acele premergătoare nu mai au vreun scop. Este ca și un semn pe drum, da? Dacă mă duc pe autostradă și văd semn. București. Asta ar fi o mare dezamăgire că autostrada nu merge până la București. Turda. Odată ce am ajuns în Turda, semnul acela care l-am depășit, nu mai are niciun scop, nu? M-a îndrumat spre destinație. Legea a fost un îndrumător spre destinație. Cine este destinația? Hristos. Odată ce ai ajuns la Hristos, sau mai bine spus, Hristos a ajuns la noi, semnele, îndrumătoarele, nu mai au nici un scop. Odată cu eliberarea de sub condamnarea legii, suntem eliberați și de sub îndrumarea ei temporară. Dar omul, și atunci așa cum, chiar și cel credincios, pentru că încă este în firea păcătoasă și pentru că încă este imatur, caută să se întoarcă înapoi la ce este inferior. Se întoarcă de la credință la religie, de la duș și adevăr la forme, de la cuvânt la icoane, da? Peste tot și tot timpul în istorie este trendul acesta. De ce? Pentru că este slab în credința lui sau pentru că este necredincios și vrea confirmare exterioară și vizibilă a relației lui sau a statutului său cu Dumnezeu. Versus ceea ce Dumnezeu ne-a oferit,
confirmarea interioară, invizibilă, prin Duhul Sfânt. Și confirmarea superioară prin Duhul Sfânt. Și încep cei din Galatia să adere din nou la lege. Și nu doar la principiile legii, ci la sărbătorile ei și la calendarul ei și la obiceiurile ei. Și vine Pavel și spune, de ce vreți să fiți din nou sclavi? Hristos v-a eliberat și v-a adus în comuniune cu El, prin Duh, prin cuvânt, și voi vreți să mergeți înapoi la lucrurile slabe, sărace, inferioare. De ce vreți să fiți din noi săraci? Hristos v-a dat bogățiile Harului Său, ați avut toată bucuria în Hristos și acum nu mai sunteți fericiți. Erau fericiți? Uitați tranziția, da? Erau fericiți? Aveau bucuria creștină? Au venit iudeii și au zis, nu. Calendarul, tradiția, legile și nu mai erau fericiți. Interesant, nu? De ce? Pentru că legea este o povară. Pentru că tradițiile acestea sunt o povară. Pentru că ele nu trebuia să elibereze pe nimeni de nimic. Problema contemporană este mai gravă. Problema bisericii contemporane este mai gravă. Galatenii, într-un fel, erau puțin mai nevinovați. Avem niște creștini relativ tineri în credință, care sunt confruntați de iudei și li se spune și li se arată acest sistem religios din Vechiul Testament și ei sunt ispitiți să adere. Și ei spun, da, uite, sărbătorile, uitați, obiceiurile. Argumentul ăsta probabil era, așa e de când e lume, noi sărbătorim așa. Cum veniți voi acum să nu mai sărbătoriți? Ați auzit argumentul? Îl aud în fiecare an. În fiecare an îl aud de ceva vreme de la neamurile mele. De când e lume așa? Așa ziceau și iudeii la Galateni. Bă, dar cine sunteți voi numai să vă bucurați de Hristos? Sunt niște reguli, oameni buni, sunt niște calendare. Și ei, ispitiți, în neascultare de Hristos și neascultare de revelația primită prin Apostolul Pavel, încep să practice, inclusiv sărbători. Care ar putea fi problema cu sărbătorile? Păi, unul dintre efecte, cum am văzut, e că îți fură bucuria adevărată, care este în Hristos, da? Numai curățenia de sărbători îți fură toată bucuria, să nu mai vorbim de altceva. Biserica contemporană este mai grav în eroare, pentru că nu introduce elemente din Vechiul Testament în Biserica lui Hristos, împotriva poruncii lui Hristos, ci introduce porunci, obiceiuri, sărbători omenești în Biserica lui Hristos. Biserica creștină nu este asemenea galatenilor care cad în capcana iudeilor, cât este mai mult asemenea fariseilor, despre care Domnul Iisus Hristos spune, voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți tradiția oamenilor. Una dintre lucrurile care ofensează pe oameni cel mai mult astăzi, dacă îi întrebi, de ce faci ceea ce faci? Unde găsești tu porunca biblică, mandatul biblic? Pe acum vei tu ca să-mi spui mie, măi, eu te-ar te-am întrebat, explică-mi de ce faci ceea ce faci. Eu tot ceea ce fac, încerc, nu reușesc, este în ascultare de porunca Domnului Iisus Hristos, da? Tot ceea ce am încercat să facem în această dimineață. Ne-am strâns la oaltă pentru că cuvântul spune să nu neglijăm strângerea noastră la oaltă. Ne-am închinat prin rugăciune, rugăciune de laudă, de mărturisire, de mulțumire, pentru că Biblia ne spune explicit să facem asta. Am citit cuvântul lui Dumnezeu cu glas tare pentru că Biblia ne spune să facem asta. Am predicat, am proclamat cuvântul pentru că Biblia ne spune să facem asta. Dar când îi întreb pe oameni astăzi, voi de ce faceți ceea ce faceți? De ce vă închinați cum vă închinați? De ce aveți sărbătorile care le aveți? Să o fitică foarte puternic. Pentru că le ataci religia. Pentru că le ataci credința. Pentru că le ataci legea. Și vin ca și farisei și zic, ei, tu ai venit ca să ne distrugi tradiția? Tu ai venit ca să ne distrugi legea? Nu! Am venit ca să vă spun că Hristos a împlinit legea. Și ne-a eliberat ca să fim bucuroși în El. Biserica contemporană
este asemenea fariseilor care abandonează în cele mai multe cazuri porunca lui Dumnezeu și ține în schimb și ține cu mare tărie de tradiția oamenilor. Aș vrea să fac o distinție și așa să încheiem. Între porunca și prilejul Crăciunului. Crăciunul nu este o poruncă pentru Biserica lui Hristos. Nu există. De aceea nu îl sărbătorim, Crăciun. Îl sărbătorim pe Hristos. Îl sărbătorim în fiecare zi și în mod deosebit de fiecare dată când ne întâlnim la oaltă să ne închinăm și îl sărbătorim așa cum ne poruncește. Dar Crăciunul este un prilej. Trăim în lumea aceasta și lumea aceasta are obiceiuri culturale și nu sunt neapărat toate rele. Crăciunul este un prilej în care să spunem oamenilor despre miracolul întrupării, despre puterea întrupării, despre promisiunea întrupării, despre planul lui Dumnezeu de răscumpărare. De aceea, în mijlocul acestui prilej, care nu este o poruncă, facem ce este poruncit. Cum facem în fiecare săptămână ceea ce este poruncit. Și ne rugăm, și proclamăm, și chemăm pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu, pentru că El poate fi cunoscut, pentru că la timpul rânduit de Dumnezeu și-a trimis Fiul, născut din femeie, sub lege, ca să împlinească legea, ca noi, cei care eram condamnați, să fim eliberați și să fim înfiați. Amin.